Începând de astăzi, Facebook sprijină poliția română cu mediatizarea cazurilor în cadrul mecanismului Alertă Răpire Copil. Disponibilitatea platformei de social media Facebook de a deveni partener al mecanismului Alertă Răpire Copil oferă posibilitatea diseminării către utilizatorii acesteia a alertelor generate în cazul declanșării mecanismului. România, prin Poliția Română, este cea de-a 24-a țară din lume care colaborează cu Facebook pentru găsirea copiilor răpiți. Începând de astăzi, Facebook sprijină Poliția Română cu mediatizarea cazurilor în cadrul mecanismului Alertă Răpire Copil. Acesta este un mecanism național de alertă publică care se declanșează în situații de răpire a unui copil ori în situații în care vorbim de un copil dispărut, a cărui viață poate fi în pericol. După declanșarea alertei, oricine are vreo informație despre copilul răpit este rugat să anunțe imediat poliția. Totodată, pe lângă informațiile specifice transmise către Facebook, mesajul de activare va fi însoțit de un link către comunicatul de presă al Poliției Române despre cazul care a dus la declanșarea mecanismului, comunicat publicat pe pagina www.poliția-romana.ro sau pe pagina oficială de Facebook a instituției. Astfel, utilizatorii Facebook pot accesa prin intermediul linkului mai multe informații legate de cazul mediatizat.